Profesor Georgeta Penelea Filiti, șef secție la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Istoricul Georgeta Filiti. Alături de domnul Dan Berindea, academician, doamna Georgeta Penelea Filiti. Doamna Georgeta Filiti, istoric, bună seara, stimată doamnă. Bună seara. Mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc. Avem astăzi posibilitatea să discutăm și plăcerea cu doamna doctor Georgeta Filiti, istoric, bine ați venit. Doamna Georgeta Filiti, și prietenă cu mine, și mare istoric. Cel mai amuzant mi s-a părut când câteodată stau la o mică coadă la o farmacie, vă rog să o lăsați pe doamna înainte că apare la televizor și ne spune nu știu ce de istorie. Știți că noi totdeauna am depins puțin de Europa. Noi mereu vorbim că trebuie să intrăm în Europa. Păi n-ai de ce să intri într-un spațiu în care de fapt viețuiești și viețuiești de sute de ani, nu? Și viețuiești nu numai geografic. Dar eu aș zice că și spiritual. E vorba de un mesaj pe care vrem să-l transmitem și eu și alți colegi care promovăm istoria. Vedeți, se întâmplă ceva, e o anume convulsie. Aș zice că e o convulsie permanentă în care trăiește învățământul nostru și istoria nu și-a găsit loc. Și această dezorientare, să știți că nu e benefică. Pentru că în momentul când știi de unde vii, aș zice că se creează o zestre spirituală. Georgeta Filiti este istoric. E prezentă în numeroase emisiuni de televiziune sau radio, semnează sute de articole în reviste, este invitată la conferințe și lansări de carte. Dar mai puțină lume știe că pe linie maternă este de origine croată. Despre venirea familiei din Croația în România, despre munca sa de o viață în biblioteci și arhive, povestim astăzi în emisiunea noastră. În vremea bunului rege Carol I s-a făcut un apel. Aproape astăzi nu vă vine să credeți. A fost o vreme când România era socotită un adevărat Eldorado și atunci oamenii erau invitați să vină în țara asta să așeze în ea și să prospere. Și așa s-a întâmplat și cu bunicul meu. El era un sculptor modest, eu înclin să spun mai mult un meșter pietrar, dar întâmplarea a făcut să vină aici cu soția lui și aici li s-au născut copii. Foarte repede au început să lucreze la Palatul Peleș, mama e chiar născută la Sinaia. Georgeta Filiti s-a născut la București la 1 iunie 1938 într-o familie mixtă. Soarta a făcut ca bunica și mama ei să fie născute tot pe 1 iunie. Astăzi, doamna Filiti este tot timpul implicată în evenimente și proiecte noi, este neobosită și un orator desăvârșit. Abil cercetător al arhivelor, al jurnalelor, ea povestește ca și cum ar fi fost martor al istoriei. Are căldură și te face să trăiești trecutul alături de ea. Cum ați descoperit-o pe doamna Filiti? E o poveste foarte simpatică. Încă din primele luni ne-a preocupat istoria Bucureștilor și după prima colaborare cu domnul Neagu Giuvara ne-am dorit în continuare să avem și alții istorici în echipă și am găsit o carte a dumneai într-o librărie, o călătorie prin București și mi-a plăcut foarte mult cartea pentru că era prezentată istoria Bucureștilor într-o formă foarte prietenoasă și nu era vorba doar de Bucureștiul interbelic, care atunci deja era în mare vogă. Era vorba și de o istorie, să spunem, mai îndepărtată și a fost așa dragoste la prima vedere. Eu m-am dus foarte entuziasmată. I-am povestit că am înființat această fundație, că suntem la început, că una din temele noastre de suflet este istoria Bucureștilor și a început să-mi povestească despre soțul dumneaei, domnul Manole Filiti, care era îndrăgostit de Calea Victoriei. Manole Filiti provenea dintr-o familie de aristocrați cu origini elene. De numele familiei Filiti sunt legate nenumărate personalități, de la episcopi la juriști, medici sau istorici.
Georgeta Filiti este astăzi foarte legată de Uniunea Elenă. Interesul meu pentru studiile neoelene a fost generat și de prietenii pe care îi aveam, atât în Grecia cât și în spațiul românesc. Și așa se face că m-am apucat de Rigas și am scos un volum despre el. Am scos un volum despre călătorii români în Grecia. Am publicat documentele de la Atena în colaborare ale familiei Moruzi, o istorie a Bucureștiului grecesc. Acum pregătesc, e foarte întârziată, o istorie a grecilor din România. Adina Nanu este istoric de artă și prietenă bună a Georgetei Filiti. Îi pare doar rău că nu s-au cunoscut mai demult. Ne-am văzut la o expoziție de costume pe care eu am făcut-o, în care tema era eleganță bucureșteană. Și atunci am apelat la amintirile, cunoștințele, mă rog, la enciclopedia care este Pupi Filiti. Și a fost o seară delicioasă. Pupi Filiti, eu așa îi spun, din ziua aceea, eu cel puțin m-am înțeles cu ea, dar și ea cu mine, de parcă am fi fost prietene vechi. Un om trebuie să se simtă cât se poate de fericit, de când se naște și până moare. Fericit poate e mult spus, dar în orice caz să simtă confortabil măcar, nu? Nu, eu zic altceva, să-și trăiască viața din plin, să nu fie lipsit de lucruri esențiale, cum ar fi plăcerea de a te plimba pe stradă și de a înțelege ce vezi, de a te bucura de felul în care o casă stă lângă alta. Această plimbare ca să-ți vezi orașul, ceea ce la francez se cheamă flâne, da. Păi la noi n-ai cum să faci. Doamna Filiti este un profesionist care nu lasă nimic la nivelul inspirației din naștere. Este un om care poate fi luat ca model atunci când vrei să abordezi o anumită temă istorică. Un om care studiază foarte mult, e un reper oricum al istoriografiei noastre în ceea ce privește istoria modernă și contemporană a României și în spate cred că stă foarte, foarte multă muncă. Și o vedem și acum, este neobosită și de fiecare dată are entuziasmul unui tânăr cercetător când mai găsește ceva interesant și inedit într-o arhivă. Cu greu ne imaginăm anumite epoci, vremuri trecute. Ele rămân de multe ori în pagină de carte neanimate. Prietenă și colaboratoare, Sandra Ecobescu o consideră pe Georgeta Filiti unul dintre cei mai carismatici lectori de la Fundația Calea Victoriei, care își poartă cursanții în adevărate călătorii culturale captivante și pline de savoare. Primul curs cu care a început doamna Filiti la noi a fost un curs despre istoria Bucureștilor, cred că primul curs din istoria României recente, nu știu dacă exista în trecut, un curs pentru bucureșteni și cei din provincie care au venit, despre istoria Bucureștilor și a fost foarte simpatic așa și ceva cu totuși cu totul nou. Să vezi că un istoric foarte pasionat de ceea ce face, foarte relaxat, dar și foarte erudit, poate să îți sistematizeze informațiile despre orașul în care trăiești într-o formă extrem de interesantă. Și așa s-au născut mai multe întâlniri cu cursanții noștri, cu audienții noștri, hai să le spunem workshop-uri, hai să le spunem cursuri și am luat la pas Calea Victoriei, care sigur rămâne, dacă vreți, o coloană vertebrală istorică a orașului nostru. Astăzi, istoria, cel puțin în spațiul românesc, dar cred că lucrul se întâmplă pretutindeni, nu mai poate fi acceptată de publicul larg, decât sub forma unei povești. Amândouă suntem foarte curioase, foarte amatoare să ne bucurăm de niște descoperiri și apar aceste descoperiri când nu te aștepți. Și atunci există telefon, există vizite și ni le pasăm cu multă plăcere, mergând pe ideea că viața e oricum, dar monotonă nu e.
Georgeta Filiti povestește cu mare încântare despre mama ei, Aurelia Ierșici, și tatăl său, Gheorghe, moldovean din Vaslui, despre bunica ei, care a fost lectoriță pe lângă regina Elisabeta, despre copilărie și dragostea pentru istorie. Mama ocupă un loc important în amintirile ei, o femeie frumoasă, înțeleaptă, alături de care asculta muzica lui Bach și de la care a învățat multe. Ea a lucrat muzeograf la Castelul Bran, o perioadă foarte fericită pentru Georgeta Filiti, care a fost ghid acolo. În 1957, când a ajuns mama acolo, la Bran era totul de făcut. Castelul regal, părăsit de principesa Ileana, fără voia ei, era încă plin de obiecte și avea așa o frumusețe vetustă, o frumusețe caldă. Și eu am avut imensa șansă ca vacanță de vacanță să merg acolo. Am avut și un rol, dacă se poate spune așa, adică am devenit ghid pe vară. Muzeul s-a inaugurat la 1 mai 1957 și cât am fost studentă, asta am făcut. Era timpul când se formează acest brand, ca să folosim un cuvânt uzitat astăzi, al muzeului de la Bran. La Bran și-a început activitatea și istoricul Nicolae Pepene, care e implicat în nenumărate și diverse proiecte alături de Georgeta Filiti, inclusiv la editarea revistei istorice Astra. Pentru mine, întâlnirea cu doamna Filiti a fost foarte importantă, pentru că eram într-un moment crucial al activității mele și, datorită doamnei Filiti, am dobândit încrederea de a continua în această zonă, care îți oferă foarte multe satisfacții spirituale dacă este o continuă luptă de zi cu zi în privința supraviețuirii ca și om în domeniul acesta al activității istorice. Un oraș are monumente pentru că are nevoie de repere istorice, culturale și nu în ultimul rând geografice. Să ne spuneți puțin despre tradiția amplasării statuilor în București. Orașul are o istorie foarte veche, dar monumentele lui datează de puțină vreme și Dinicu Golescu în 1824 deplângea absența acestor monumente, mai ales prin comparație cu ce văzuse în Europa. Foarte ușor poate baleta printre subiecte diverse și de literatură și de istoria artei și de bune maniere și de istoria costumului. Și atunci această doamna Filiti pe care o vedem astăzi la televizor, o auzim la radio și sau o întâlnim la diverse conferințe și lansări de carte, este în primul rând, dacă ar fi să o definesc, dincolo de erudiție și de farmec, un om extrem de generos. Pentru că există mulți oameni care acumulează informații, care știu lucruri, care sunt fermecători, dar de multe ori nu se risipesc în sensul cel mai frumos. E extrem de entuziastă, întotdeauna este gata să dea sfaturi, să ajute, să se implice când e vorba de un proiect cultural, uneori chiar mai mult decât e cazul, adică sunt momente în care îi spun, doamna Filiti, trebuie să vă temperați, pentru că timpul e limitat și aveți foarte multe proiecte. Deci e o generozitate și o pasiune extraordinară, care nu ține doar de istorie. Ține și de viața orașului, ține și de dezvoltarea tinerilor, ține și de a pune oameni împreună, pentru că de multe ori mijlocește. De exemplu, mie mi-a făcut cunoștință cu doamna Dina Nanu, o doamnă absolut extraordinară. Vorbeam despre tot așa istoria Bucureștilor și a spus trebuie să o cunoști pe Adina Nanu, care are o colecție de costume extraordinară, este un om nemaipomenit. Povestea asta cu multe proiecte este sigur ceva foarte amuzant, dar la un moment dat te poate exaspera pentru că un proiect trebuie să se termine, altele de-abia au început și atunci începi să fii tras de mai mulți cai, mai multe direcții. Și sigur, antrenamentul contează foarte mult. Nu trebuie să stai degeaba. Noi nici nu putem să stăm degeaba, nici ea, nici eu. Însă trebuie nițic atenție să nu fie prea obositor. Și atunci, din când în când, ne sfătuim una pe alta. Mai las-o mai încet. S-a întâmplat când aveam 4 ani. Mă plimbam cu mama pe stradă și la un moment dat, cine știe de ce, au năvălit niște gânduri în căpșorul meu și i-am spus, mă plictisesc. Mama era o persoană foarte calmă care în continuu discuta cu mine. Nu avea timp, avea disponibilitate totală și asta a fost un lucru extraordinar. Și atunci s-a uitat așa de sus și mi-a spus, numai proștii să plictisesc. Și eu am luat aminte la această vorbă, eram deja la vârsta aceea foarte ambițioasă, cum să fiu eu proastă.
Și am avut grijă până acum, au trecut de atunci 75 de ani, ca în orice clipă a vieții să fac ceva ca să nu mă plictisesc. De aici sunt la Adina, unde o să și fim. E o adunare de femme savant, cum ne zice soțul ei. Dumnezeu este așa ca un copil care se bucură cu lucrurile pe care le are în jur și care se joacă împreună cu ceilalți. Deci împărtășește, ceea ce este minunat și cred că asta este cheia, dacă vreți, succesului. Această sinceritate și această generozitate foarte fermecătoare. Eu trebuie să spun că am avut o copilărie fericită, pentru că, în genere, părinții ne țineau la distanță de ce se întâmpla. Am intrat în 1945 în școală și am fost un copil Montessori, adică această metodă pedagogică a unei italiene, care însemna foarte multă inițiativă și libertate din partea copiilor și o bucurie de a te duce la școală. Mi-aduc aminte că tropăiam dimineața, hai mai repede să nu pierd, să ajung la școală. Și încet, încet a început să-mi placă toate lucrurile legate de istorie. Ajungi pe la 16-17 ani să te bântuie și niște imagini din astea foarte sentimentale. Adică te vezi braț la braț cu nu știu ce erou antic. Așa mi s-a întâmplat și mie cu Cezar. Suntem istorici, încercăm cât putem de mult să păstrăm un echilibru. Nu ne este totdeauna ușor. Cred că și noi, cei patru, nu avem același punct de vedere chiar în legătură cu monarhia, dar putem să discutăm, putem să ne disputăm, dar nu înseamnă să ne smulgem părul din cap. Este un om foarte pozitiv și mai mult decât atât, este un om cu har. Este un om care ajunge foarte ușor la oameni, iubește oamenii, se simte lucrul ăsta din modul în care vorbește. Iubește și oamenii istorie, dar iubește și oamenii societății în care trăiește. Am ajuns la facultatea de istorie unde nu mi se pare că am fost o studentă mai bună decât alții, dar aveam o suferință personală care m-a făcut să mă aplec teribil asupra studiului. Părinții mei s-au despărțit și mi-a fost foarte greu. Poate că această suferință personală m-a făcut să mă aplec foarte serios asupra învățăturii. Nu mai făceam altceva decât citeam, citeam, citeam. Georgeta Filiti a visat să facă dreptate în lume și a vrut să devină procuror, dar a ales istoria și a terminat șefă de promoție în 1961. A suferit că a studiat în timpuri în care nu exista accesul liber la lectură, nu a putut citi anumiți istorici care nu erau agreați de sistem. Pe urmă, iar ca om norocos, am fost repartizată la Institutul Iorga, unde trebuie să vă spun că am prins câțiva reprezentanți ai vechii culturi și serioasei culturi românești. Și mă refer la câțiva profesori, unii ieșiți din pușcării, dar care își găsiseră acolo un loc. Sigur că a fost tot o măsură politică, dar a fost benefică. Oamenii aceștia, plini de știință, plini de carte, au putut să lucreze într-un colectiv de vechi drept românesc. Dar ei au mai avut o calitate nemaipomenită. Ne-au transmis și nouă, învățăceilor, spudeilor de acolo, o sumedenie de informații care nu erau informații neapărat de istorie, când a trăit ăla, când a murit ălălalt. Nu. Dacă vreți, erau adevărate modele de viață, de comportament, de felul cum ți se adresau, cum îți răspundeau, era o bunăvoință, o gentilețe a acestor oameni și mi-ar face plăcere să evoc câteva nume în fața dumneavoastră. A fost profesorul Gheorghe Zane, profesorul George Fotino, profesorul Giurescu, Cornelia Bodea, Dan Berindei și de la fiecare din ei aveai ce învăța. Pe nesimțite. Noi avem și această tendință
să proiectăm o imagine pozitivă asupra trecutului, cu cât e mai îndepărtat. Georgeta Filiti nu încetează să uimească prin talentul său oratoric captivant și erudiția extraordinară. Editor plin de pasiune, ea se definește drept un istoric onest, iar astăzi are biblioteca plină de volumele la care a lucrat în cei peste 50 de ani de activitate. Eu lucram la Institutul Iorga și, deși era o bibliotecă splendidă a lui Iorga acolo, trebuia să ne ducem tot timpul la Biblioteca Academiei. Deci noi ne țeseam în continuu. Și așa era situația, eram foarte tânără. Mă trimiteau mereu să verific niște lucruri pentru cărți, pentru manuscrise la Academie. Și mă supranumiseră Spiridon. Personajul lui Caragiale, hai Spiridoane, du-te! Și îmi făceam listă cu ce trebuia să caut la Academie. Eram foarte mândră, ani de zile. Și această ucenicie, într-un fel plină de grație, dar și plină de răspundere, să știți că a însemnat foarte mult pentru mine. Au trecut de atunci mulți ani și, la rândul meu, sunt un istoric așezat. Dar nu uit un lucru. Am făcut o fișă pentru Cornelia Bodea, și am scris acolo că l-am luat pe nu știu care, a fost cu exprimarea l-am luat. E, pe acest l-am scris într-un cuvânt. Mi-am dat seama, m-am corectat, dar și acum, în rarele mele coșmaruri, poate două, trei de atunci, mi-aduc aminte că n-am scris corect. În tratatul de la Luc, în anul 1429, regele Ungariei va încerca să pună în aplicare acest act, dar Alexandru cel Bun va obține o adevărată biruință diplomatică prin reprezentanții săi, păstrând astfel autonomia statului. Da, după cum vedeți, aranjamente gen Malta, Ialta se făceau încă din evul mediu. Să vedem ce spune juriul. Juriul dă nota 10, cu felicitări. Am lucrat ani de zile pentru enciclopedii. Și ajungi să faci un text să semene cu un goblan. Mm-hmm. Cuvintele parazite date deoparte, dar nu până la a dispărea verbul sau nu. Dar să spui esența. Mi-am dat seama că există în spațiul românesc o adevărată comoară. Pe de o parte sunt cărți care ar trebui reeditate, pe de altă parte sunt enorm de multe manuscrise necunoscute. Și până să mă gândesc eu să-mi fac propriile opere originale, mai bine să editez pe unul și pe altul. De aceea, dacă astăzi mă numesc istoric, mă grăbesc să spun că în primul rând sunt editor. L-am editat pe Cogălnicianu, marea mea dragoste. E o dragoste postumă, pot să o recunosc și public. Am editat întreaga oratorie. Și același lucru l-am făcut cu alt personaj, căruia îi datorez enorm de mult, profesorul Victor Slăvescu. A fost un economist foarte interesant, cu o operă foarte vastă și tot așa m-am îndreptat spre zona aceasta de cunoaștere.